Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere. O să încep și etalarea pe Zodi. Etalare la alegere despre ce simte pentru voi în această perioadă. Aveți ales între numărul 1, 2 și 3. Aici e ametist, ca să știți. Aici nu mai știu. Criolit. Sper că zic corect. În principiu, argint. Da? Sper că v-ați ales. O să am cât un set de cărți pentru fiecare, ca nu cumva să se amestece energiile. Avem într-adevăr și protecție aici. Haideți să vedem situația generală dintre voi în această perioadă. Interesant că deocamdată s-a oprit la roata norocului. Ceva ar trebui să se schimbe. Ce? Și roata norocului are în spate 10 de spade. Un ciclu în care s-a manifestat. A trăit, poate separat, poate chiar și împreună, un anumit grad de suferință. Un anumit grad destul de intens, aș spune. Suferință, dezamăgire, trădări mai mult sau mai puțin, neînțelegeri. Dar cu această roată a norocului sunt 2 de 10, da? Asta înseamnă și judecata. E o dorință cel puțin a unuia dintre voi, dar hai să vorbim doar despre ei, că până la urmă la asta se referea. Dorința de a renaște, de a împăca ceva. Capra, varza, eu știu pe cine se împace. Roata norocului, da, aduce o schimbare de energie. Interesant, văd undeva și faetonul, da, dorința de a merge mai departe. În spate are steaua. Unul are habar de foarte multe, știe să se vindece în cazul în care mai experimentează suferința. Celălalt rămâne de văzut dacă vrea să învețe. Hai să vedem situația voastră în această perioadă. Dintre cei doi, situația voastră. Este interesant, apare lumea. Poate să fie o distanță în general între voi doi, care trebuie parcursă periodic, o distanță destul de mare, sau, dacă nu neapărat mare, distanță care provoacă comunicarea online. Însă, lumea înseamnă și un nou capitol. Interesant că aveți un cerc aici, da? Tot bine, cam, na, brățele, cam asta sugerează. În această etalare, da? Poate că nu e întâmplător faptul că am ales brățări. A trebuit încheiat un nou capitol, un vechi capitol și manifestat ceva nou. Interesant că la capătul setului de cărți este moartea, da? Și judecata despre care am vorbit. Am senzația că unul dintre voi vrea să transforme situația, celălalt rămâne de văzut. Ia, hai mai dăm o carte. Am senzația că celălalt nu este foarte convins. Situația dintre cei doi, lumea. Încă o carte, hai. Împărăteasa! Și la capătul setului de cărți? Puterea. Și iar... iar suferință. În fine. Puterea. Încă o carte. Dacă... interesant, a venit 4 de spade. Am spus, unul vrea abundență, unul vrea creștere, celălalt e foarte precaut. Eventual, încă unul mai are ceva de vindecat. Încă n-a intrat pe recunoașterea luminii sale personale. 4 de spade. Unul este foarte analitic, celălalt este exuberant, unul este reținut, unul dintre voi, vedeți care sunteți, altul crește, se dezvoltă, își întinde brațele și radiază. Și aici trebuie eventual făcut un pact, apropo de judecată. Interesant, s-a oprit la regele de monede și asul de cupe. Și un 6 de bâte se dorește din partea persoanei care analizează, se dorește o victorie, se dorește nu doar vindecare, cât și manifestarea unei iubiri, asul de cupe, dar există această tendință de a analiza, pentru că acest personaj s-a obișnuit să fie foarte practic, regele de monede. Poate că asta e educația sa, poate că are și responsabilități, nu doar la job și în familie, într-o formă sau alta, care îl provoacă, pentru că patru de fapt înseamnă casa, îl provoacă să fie mai practic. Am senzația că aici sunt două personalități foarte diferite.
Clarificăm lumea. S-a mințit. Am senzația că personajul cu tendința la acestea hiperanalitice, aș spune, poate nici măcar nu sunt hiper. Tendința la pasivitate, pentru că văd două ființe drăgălașe de felul lor, dar care stau, da? În alte cărți nu. Aici, da, poate că nu întâmplător, da? Care stau, gândesc, nici nu comunică foarte mult. Introverte, introvertite, da? Ia uite unde s-a oprit la îndrăgostiții. Și regele de bâte. Ia uite, și doi de cupe. Acest personaj, deci voi aveți de-a face cu un personaj, repet, îl știți. Ori sunteți voi, cu marcaj puternic în semn de aer, marcaj, nu zic musai semn de aer, da? Care simte conexiunea dintre voi doi de cupe, simte și atracție regele de bâte, simte că este absolut specială legătura dintre voi îndrăgostiții, dar cel puțin până acum nu a comunicat corect. Asta e cartea minciunilor sau autosabotajelor, adică a fricii de a recunoaște ce frumusețea acestei împărătese. Am spus că unul este în această vibrație înaltă, celălalt, dragii mei, nici măcar la... În fine, clarificăm împărăteasa. Și acum depinde cum se deschide acest nou capitol. Sau se închid minciunile și se manifestă înțelepciune într-un fel sau altul și creștere. Sau dacă se continuă atitudinea pasivă și autosabotantă, pentru că așa sunt ghidată să spun, ia uite, regina este valetul de bâte. Atracție este. Personajul exuberant este, ia uite, ce e colorat, este vibrant, se transformă tot timpul, e un not. Da? Împărăteasa, cine a ajuns în această vibrație s-a transformat. Se transformă, felul în care comunică, are o comunicare transformativă. Dar există un sentiment de, care cuvântul că acum îmi scapă? Abandon. În ce sens? Nu a primit ceea ce merită, 6 de monede. Nu a primit reciprocitate. De ce? Pentru că, repet, celălalt stă, se gândește, nu spune ce simte, nu spune ce gândește, nici măcar nu acționează. Ia, cadem pe patul de spade. Eu am vorbit acum despre situația dintre voi. Acum o să vedem și ce simte. Trebuie să recunoașteți. Dacă nu recunoașteți din prima, căutați alt număr. Sau alte etalare similară care este în playlist. Patru de spade, clarificăm patru de spade. Situația dintre cei doi. Faetonul. Asta e drăguț. Faetonul. Iar faetonul și lumea confirmă distanța. Iar am vorbit la un moment dat de cineva care are responsabilități. Marele preot apare să confirme că poate din cauza responsabilităților acest personaj nu acționează cum ar vrea să acționeze posibil. Însă, uite, justiția. Și justiția a apărut și în timp ce am amestecat setul de cărți. Justiția, doi de monede și marele preot. Aici aveți de ales și de echilibrat. Între a manifesta dreptatea umană și dreptatea spirituală în această relație. Unul este, am zis, împărăteasa, am senzația că este cel care radiază înțelepciune. Celălalt preia din marele preot responsabilitățile și alături de justiție preia varianta clasică, tradițională, contractuală. Da. Aș spune că există o căsătorie. În timp ce am amestecat, a vrut să apară justiția, dar pe orizontal. Lucrurile nu sunt corecte pentru că s-a mințit, pentru că nu a fost corect personajul, da? Nu sunt corecte pentru că n-a fost corect Xulescu. Da? Cine este? Voi știți. Ar putea să sugereze și un contract care este un pic provocat. În ce fel? Voi știți. Patru de cupe. Nedreptatea, minciunile, care ar trebui încheiate, au provocat multă suferință și lacrimi.
Este un potențial de dragoste sau de prietenie. Este un potențial frumos care a fost pierdut. În continuare au venit două cărți. Ce simte? Eventual, atracție cu regina de bâte. Păi, împărăteasa și valetul de bâte, normal că atrage. Este magnetic, dar vibrant. Atrage, se simte atras de voi. Sau atrasă. Și simte și dragoste. Pentru că asta radiați, dragoste. Împărăteasa transmite dragoste. Nu doar încredere, nu doar valoare, nu doar frumusețe, cât și dragoste. Este un potențial. Interesant că la capătul setului de cărți iar apare Marele Preot, dar în mod special Asul de Monede. Există un potențial. Se poate manifesta ceva de durată. Dacă sunteți cumva într-un triunghi amoros, probabil că trebuie să găsiți o soluție, pentru că cel care este în această poziție mai înaltă, mai înțeleaptă, nu cred că o să accepte această situație prea mult timp. Spun așa pentru că uneori, chiar dacă citim despre ei, pot să apară și energiile voastre. Acum hai să vedem ce simte pentru voi. Cavalerul de bâte. Așa. Ce simte pentru voi? Atracție fizică. Dorința de a vă cuceri, de a vă impresiona. Opa. Dar nu are încredere regele de bâte. Da, probabil că minte sau ce se întâmplă. Sau eventual regele de bâte și cavalerul de bâte, regele de bâte invers, susține tendința aceasta de du-te vino, de hai să ne jucăm de dragoste, hai să ne jucăm cu focul, la capătul setului de cărți, lumea și eremitul. Undeva steaua în spate. Am spus că unul are această capacitate. Este mai înalt din punct de vedere vibrațional. Și în această perioadă am senzația că se analizează în surdină toate acțiunile, toate tendințele, toate gândurile. În fine, ce simte pentru voi în această perioadă? Ce simte pentru voi în această perioadă? Deci sunt două variante. O să vedem care din ele e susținută mai mult de cărți. Regele de bâte poate să nu aibă suficientă încredere pentru că este intimidat de împărăteasă prin felul de a comunica. Foarte creativ și, repet, transformațional. Sau e jucăuș, e imatur. Eu ce cărți au venit. 5 de monede. Nu, sunt multe. Deci a fost tăcere între voi. A fost un abandon. Soarele, 10 de cupe și eremitul. Dar clar a fost tăcere între voi. Fericire, 10 de cupe și soarele simte, dar tocmai cât timp a fost tăcere, nu a putut să se bucure de acest sentiment de prea plin în preajma împărătesei. Cine o fi împărăteasa? Dacă voi sunteți împărăteasa, nu a putut să se simtă fericit. Fericită. Însă, dacă ieșiți din tăcere, pentru că tăcerea sau minciunile atrag sau, mai bine zis, nu atrag, determină tăcerea. Cel înțelept nu o să accepte minciunile celuilalt și atunci o să pună bloc sau nu o să mai vrea să comunice sau poate blocul și lipsa de comunicare a fost din partea celui care a mințit. Da? Împreună vă simțiți fericiți, 10 de cupe și soarele. Dar nu se, și nici acum nu se poate manifesta această fericire pe deplin pentru că se conștientizează, dar am senzația că în continuare fuge acest personaj, fuge de răspunsul care vine din sufletul său, că a greșit, că ia lucrurile prea la mișto, prea în glumă, prea strict fizic, sexual, când are de face cu împărăteasă. Și simte, nu doar că are de face cu împărăteasă, simte soarele, 10 de cupe, da? Nu, dar are conflicte interioare. Are. Pentru că s-a obișnuit așa, pentru că
ăsta este stilul. Am senzația că ăsta e stilul lor, în general. Eu cred că sunteți împărătese, cei care ascultați bărbați, femei, nu contează. Dar vedeți voi că poate să fie și invers. Ce simte pentru voi. Aici trebuie să fii și sincer, că e frumos să ne considerăm cei mai în vibrația cea mai înaltă, dar trebuie să fii sincer. Ia ce simte. Ar vrea, ia uite, ar vrea să o ia de la zero. Ar vrea să o ia de la zero în multe privințe. În spate este un 10 de bâte. Are, repet, are multe responsabilități, poate să fie o familie, poate să fie job, poate să fie multe obligații. Ar vrea să o ia de la zero. Dar, pentru că apare și faetonul care vrea să meargă, da, uite, simte. Temperanța și doi de cupe. Două cărți care arată două cupe. Simte că îi puteți vindeca, că se echilibrează lângă voi, că aduce, împărăteasa aduce dragoste, vindecare, simte. Dar nu exprimă, după cum vedeți, cărțile care au venit nu sunt de apă, sunt undeva în subtil. Nu exprimă. Ce pot să zic? Ce pot să le fac? Eu dacă nu exprimă. Hai să mai clarific. Cavalerul de bâte. Clarificăm cavalerul de bâte. Vrei să vorbești? Uite, asta e. 5 de cupe. Cât a fost tăcere, cât s-a simțit, v-ați simțit și unul și celălalt abandonați, cât a fost tăcere, a fost suferință. S-a simțit foarte trist. Acum, ce vrea? Atracția este. Că sunteți împreună, că nu sunteți, e atracție foarte mare. Foarte mare. Dar vedeți voi că nu e suficient. Undeva, iar apare asul de monede și 4 de spade. E aici, da? S-ar dori ceva stabil, dar deocamdată acest personaj până acum, din punct de vedere emoțional, își dă seama că dacă nu acționează corect, efectiv se întristează pe el însuși. Interesant, 4 de bâte a venit pe orizontal. Regele de bâte invers și 4 de bâte, și diavolul, dar simte atracție. Ar putea să vă considere o tentație, chiar dacă voi sunteți împărătese, nu sunteți diavoli, dar asta e viziunea lor, pentru că au multă atracție, asul de bâte. Dacă ei se simt atrași, nu mai văd frumusețea radiantă, nu mai văd lumina, văd obsesia lor. Asta e în cap. Sex. Să zicem, chiar dacă sunt și sentimente neexprimate. 4 de bâte poate să sugereze cu justiția pe orizontal că nici viața de acasă, dacă au o casă, o familie, o relație cu cineva, nu e prea roz. Nu e stabilă. Nu e stabilă. Nu musai din cauza voastră, poate că din cauza tendințelor lor general, însă pasiunea asta, energia cu care a venit, am zis, împărăteasa atrage. Are magnetism. Dar ea nu e doar frumoasă. Nu e doar atractivă. Nu e doar sex. Ea reprezintă dragoste. Reprezintă lumină. Reprezintă abundență. Și reprezintă stabilitate. Creștere. Creativitate. Dar acest personaj nu vede dincolo. Hai să mai vedem. 5 de monede invers. Ia uite, 5 de monede împărăteasă, sunteți voi. Ar putea să zicem acum să vadă, după vreo discuție, asul de spade, turnul. Ia uite, după separare, măi, suferința dintre voi a produs separarea, tăcerea despre care am vorbit. Însă, cu asul de spade și turnul în subtil, ar putea să fie o trezire, Doamne ajută. Și să înțeleagă că totuși nu sunteți tentația. Sunteți chemarea la viață, pentru că împărăteasa reprezintă creație. Chemarea la viață, la o nouă viață. Clarificăm nebunul. Acum, eu știu,
poate și voi aveți ceva de spus la asul de spate, dar vorbim în principiu despre ei. Ar fi frumos să se trezească. În principiu ar fi frumos, ar fi minunat. Uite. Încă stă și se gândește, măi, zero. Încă stă și se gândește, analizează, merită investiția. Sunt, într-adevăr, conflicte în legătură cu această dragoste, da? Sunt conflicte, poate și acasă, poate și la job, poate sunt situații, într-adevăr. Da, ia uite, apare casa 10 de monede sau tradițiile sau banii sau eu știu ce ori mai fi. Distanța despre care am vorbit, grijile nouă de spade. Sunt multe provocări. Ia, clarificăm și cam gata. 10 de bute. Clarificăm 10 de bute. Pentru numărul 1. Ia uite, asul de extraordinar. Aici este apăsarea. Și de-aia se și așteaptă, de-aia este precaut. Ar vrea acest personaj să începeți o nouă lume, da? Un nou capitol. Dacă acum au venit emoțiile alea frumoase. Regina de cupe, valetul de cupe, asul de cupe. Sunt prea multe emoții și este prea intens. Și multă pasiune și foarte multe emoții. Foarte, foarte multe. Îi vindecați. Le vindecați copilul interior. Le hrăniți inima frântă. Pentru că dacă n-ar fi o inimă frântă, nu s-ar purta așa. Nu s-ar minți. Acest personaj se minte pe el. De obicei. Ce înseamnă asta? Să nu-și recunoască niște lucruri. Să mai vedem ce simte. Ce simte pentru voi. Cum eu știu? Poate sunteți voi care vreți un nou capitol pentru că așteptați prea mult trezirea acestui personaj. Se poate și asta. De-abia când plecați la 5 de monede, da? De-abia când veți pleca, că e ceva neregul aici. Ar fi frumos să se trezească. Interesant. Am văzut și împăratul. Ar fi frumos să se trezească. Da, eu știu. Hai. Ce simte pentru voi? 8 de cupe. Ce simte pentru voi? Regele de spade. Am zis, personaj care gândește și nu spune. Ce simte pentru voi? Nu arată. 2 de cupe. 8 de cupe sugerează că ar vrea să lase, eventual. Ah, mai de ce să... Bine că nu s-au împrăștiat aici. Ar vrea, dar conștientizează că sunteți totuși suflete perechi. Că e o legătură foarte emoțională și foarte profundă între voi. Nu e ca celelalte legături pe care le-a trăit până acum. A încercat să se detașeze eventual de emoții și să se concentreze mai mult pe latura fizică. Încearcă eventual. Iar e o tendință de a se... Da, de a pune bețe în roată, de a sabota relația. Abundența, în ce sens în relația? Abundența o sabotează. Pentru că altfel simte. Tu de cupe înseamnă și colaborare, poate să însemne și împăcare. E o carte frumoasă. Asta simte, se gândește. Nu e obișnuit cu asemenea legături. Are în spate un 8 de cupe, are tendința și astea sunt relațiile, să lase emoțiile deoparte sau să trăiască în relații mai puțin satisfăcătoare din punct de vedere emoțional. Poate satisfăcătoare fizic, dar nu atât de mult emoțional. Pentru că asta e gândirea tradițională, da? Male preot. Tradiție. Aia, că n-ai nevoie așa de suflet. Ce atâta suflet? Ce atâta emoții? Că emoțiile nu sunt importante. E gândirea aceea rațională. Ca acei oameni care lucrează în domenii tehnice și desconsideră arta, pentru că într-un fel sau altul împărăteasa reprezintă arta, tot ce e frumos, nu? Artă, vindecare, expansiune. Păi, Venus, nu? Până la urmă. Ce altă planetă poate să reprezinte artă, dacă nu Venus? Și atunci,
Asta e gândirea. Pe care a trebuit să o schimbe. Că am văzut și roata norocului. Dar, vedem. Important este că totuși, aici, 10 de bâte a fost clarificat cu da, atâtea cărți de apă, de emoții, simțuri, sentimente. Copleșitoare, într-adevăr, copleșitoare. Și pasiunea devoratoare, să zicem. Să găsim așa cuvinte care să le descrie mai bine. Cam asta e. Dar rămâne de văzut. Dacă totuși conștientizează care de face cu o împărăteasă și nu cu o tentație și cum hotărăște să se... Ce hotărâre ia cu acest faeton până la urmă? Pentru că variază de la om la om. Totuși o etalare colectivă pe care nu e bătută în cui. Da? Cam atât. Hai să vedem. Și care a ales această brățărică albă? Da? Hai să vedem ce simte pentru voi. Înainte de a... Am ales un alt set de cărți, că nu vreau să se amestece energiile. Și n-am timp să le amestec acum cărțile, decât pe cele generale. Mă curăț pe acestea. Și hai să vedem. Situația generală dintre voi. Ups! Opa! Împăratul? Wow! O carte puternică acest împărat. Interesant că la capătul setului de cărți 6 de cupe. Și 8 de... Turnul. Ar putea să fie, dacă nu e separare, deși cred că este și separare și trezire. O trezire, un trăsnet, evrica. Cineva, acest împărat, își dă seama că își dorește o împăcare. Împăcare după separare ar putea. Hai să vedem, împăratul, vedem. Ar putea. Situația dintre voi în această perioadă. Împăratul crește falnic. Op. Și aici? 9 de monede. Deci împăratul și preîmpărăteasa. Amândoi puternici. Preîmpărăteasa poate nu are atât de multă bogăție și putere fizică cum are împăratul. Dar a strâns ceva. Suficient ca să se simtă în siguranță. În siguranță. Și când știi că ai muncit pentru ce ai strâns tu, chiar dacă nu ai atât de mult, cum are un împărat, e ok. Am văzut un doi de spade, a fost o tăcere, nevoia de a alege. E ok. Situația dintre voi în această perioadă. Opa, cu regele de monede. Împăratul și regele de monede. Cele două cărți susțin un personaj masculin, aș spune, cu tendințe tradiționale, cu dorința de a conduce și viziuni iar foarte materialiste, dar multe, multe monede. Însă, mie 9 de monede îmi place mai mult decât toate, pentru că e un personaj independent. Poate că acest personaj este independent, dar vine dintr-o familie puternică și vrea să-și creeze, eu știu ce, averea sa, poate și asta, și e concentrat pe muncă. Dar eu mai văd că există și posibilitatea ca unul să fie independent cu bănișorii lui, și celălalt să fie într-o familie. Poate să fie și familia făcută de el, de ea, poate să fie și genealogia. Da? Acum, hai să și clarificăm. Ideea este că acest împărat vede potențialul din preîmpărăteasă. Eventual, simte că ar putea să ofere 9 și cu 1, 10. Să vă ofere cui, sau să ofere cui este independent. Acel suport, susținere, da? Pentru o relație stabilă și abundentă. Cu alte cuvinte, împreună ați putea să creșteți, împreună ați putea să creați un alt imperiu sau un anumit soi de stabilitate. Ce simte? Nu, deocamdată este situația dintre voi. Clarificăm împăratul. Ops, a venit ceva invers. 3 de bâte invers. E distanță între voi. Și din cauza acestei distanțe, este greu să aleagă. Este greu să manifeste magicianul și 2 de monede.
este greu să vă întâlniți, simte atracție regina de bute, ar dori să comunice, să ieșiți undeva, să manifeste ceva practic, dar încă e în doi de monede, încă stă și se echilibrează. Poate cu acest fluture ar trebui să se transforme, să iasă un pic din educația și viziunea sa tradițională și concentrată pe carieră și pe bani și să vadă lucrurile altfel, mai cu speranță. Trei de bute invers nu prea arată speranță. Ceva între voi, clarificăm nouă de monede. Eventual se gândește cum să străbată distanța, poate deja ales, poate își face planul. Vedem dacă aceste idei sunt susținute într-un fel sau altul. Luna și 5 de spade. Persoana independentă, 9 de monede, are totuși, eu știu care sunteți, știți că împreună puteți să fiți fericiți. Vă simțiți și voi atrași, atrase de acest personaj puternic. Însă, vă faceți foarte multe griji cu luna și cu 5 de spade, ambele susțin grijile, stresul și emoțional și mental. Deși, repet, există un soare nemanipulat. Oh, și dragoste! Dar ați vrea și voi să sperați. Vă luptați cu voi cu puterea, vă luptați să sperați că se poate manifesta cândva asul de monede o relație de lungă durată pentru că simțiți dragoste sau simțiți că e dragoste. Personajul independent, da? Și atracție față de acest rege. Rege împărat, energie masculină, aș spune, și aici energie feminină. Așa o văd, feminină pe mijloc și masculină lateral. Simțiți, eventual simțiți cu soarele și regele și împăratul, simțiți că ar putea să fie bărbatul vostru divin, dar da, clarificăm regele de monede. Dar 5 de cupe. Există o suferință. Da. A fost o tăcere, iar nu s-au exprimat niște lucruri. 7 de spade, moartea, minciunelele care au dus moartea relației într-o formă sau alta, s-ar dori. Iar tăceri, decizii, gânduri, 2 de spade, s-ar dori renașterea. După aceste tăceri, după această confuzie cu lună și stres mental, celălalt și-a pierdut credința, speranța, și unul și altul într-un fel sau altul. Sunteți, cred că vă e dor și unul și celălalt. Vă e dor de celălalt, da? Am zis bine, sper că am zis bine, da? Ia uite, judecata la capătul setului de cărți. Judecata. Încă judecați și unul și altul. Dar, dragii mei, judecați în frică. Și unul și altul judecați în frică. N-aveți încredere. Probabil că e tăcere de mai mult timp sau ceva s-a întâmplat. Variază. 5 de spade înseamnă și invidii, înseamnă și bârfe și influențe negative mentale. Interesant că s-a oprit la 2 de cupe și a apărut de câteva, ia uite și diavolul, a apărut de câteva ori în ghiciul am amestecat și diavolul. 6 de cupe, iar probabil că este un fost, o fostă foarte toxică în preajma cel puțin a unuia dintre voi și afectează această relație. 2 de cupe. Foarte specială de altfel. Hai să vedem ce simte pentru voi. Ce simte pentru voi. Uf, multe. Am văzut turnul. Ia uitați-l, am văzut turnul. A fost separare. A fost separare, a fost... Ia uite și remitul, tăcere. Neînțelegeri. Regele de bâte, l-am mai văzut de câteva ori, ce simte atracție. Are încredere, la capitolul încredere în el, acest personaj masculin, rege de monede, împărat, ce-ar putea să fie? Și rege de bâte simte că vă poate cuceri oricând, dar sunt alte influențe, alte probleme. Distanța, invidiile, poate chiar
familia uneia dintre voi. Și când vorbesc de familie, mă refer în mod special la, și job-ul, evident, dar mă refer la genealogie. O, e extraordinar. Iar 9 de monede, exact pe 9 de monede, vedeți? Se simte atras. În primul și în primul rând este atras de independența voastră. Chiar dacă voi sunteți triști, aveți și voi conflicte, aveți și voi invidioși, aveți și voi poate foști foste toxice, nu doar ei. Este o energie emoțională cu luna, nu tocmai sănătoasă și 5 de gute de spade. Totuși, vă admiră. Pentru că 9 de monede merită admirat. Interesant, 6 de cupe. Oh, și 10 de cupe! Simte! Acest personaj chiar ne exprimă aceasta. Ar vrea să vină chiar acum, dacă ar putea, cu faetonul și 8 de bute. Este și o doză de obsesie. Însă are niște tendințe toxice acest personaj. Cumpăratul, dorința de a conduce, de a face bani, de a veni într-un anume fel, adică nu vrea să vină oricum, chestiuni de genul ăsta. Dar, ia uite, 6 de cupe și 10 de cupe. Super emoții, ce aș putea să zic? Recunoaște că v-ați mai întâlnit în altă viață. Sau că, dacă nu în altă viață, poate în copilărie, și de atunci, din copilărie, pentru unii dintre voi ați crescut foarte mult la 9 de monede. Este transformarea voastră. Într-un fel sau altul inspirați. Să rămână și ei faini și puternici, într-un fel sau altul. Dar sunt niște chestii. Sunt, uite, ceva s-a ia. E o carte care s-a răsucit. Care s-a răsucit? Nu ești. Interesant. 4 de bâte o pun deoparte. Cred că își dorește să vă invite la un eveniment. Cred că își dorește să ieșiți undeva și să vă bucurați împreună. Dar, dacă e vorba de ceea ce simte, posibil că unii, nu toți, depinde dacă sunt informați în acest sens, simte că sunteți flăcări gemene. Eventual, mai vedem. 7 de monede. Simte că ați putea să faceți casă bună împreună. Din acest motiv se concentrează foarte mult pe bani. Au apărut, da, numai monede, în mod special, și împăratul și regele de monede, v-am zis. Și acum 7 de monede. Precaut în felul în care vă abordează și nu doar în felul în care vă abordează, în felul în care vede relația dintre voi acum. Viziunea în viitor este stabilă, dar acum este reținută. Ce simte? Simte că aveți o valoare cu 9 de monede și cu 7 de monede. Și voi ați muncit ca să vă creșteți valoarea și ar investi. Dar, interesant, regina de cupe la capătul setului de cărți. Sunt și sentiment. Vai și steaua. Am zis, unul ar putea să fie mai puternic decât celălalt. Posibil, regele de bâte, împăratul, să fie persoană publică, că împăratul sugerează și o poziție publică, da? Dar nici cu 9 de monede nu mi-au rușine, a apărut de două ori. Ar putea să fie o energie feminină care vindecă, inspiră în acest sens și și-a creat stabilitatea sa prin felul său de a fi empatic, blând, vindecător, am zis, da? Simte că vă puteți vindeca unul pe celălalt. Dar e ca, am senzația că e cariera. Am senzația că e cariera la această energie masculină. Acest personaj, vreau să zic. Clarificăm regele de bâte. Uf! Dar au venit normal și acum s-au așezat invers. Ce asta? 3 de monede. 3 de monede invers și eremitul invers. Dacă a fost tăcere din cauza unei colaborări, poate la locul de muncă, care a determinat distanțe, călătorii, își dorește să
să se încheie acea colaborare. Totuși mai vreau o carte. Ia. Clarificăm rege de bute. Vedeți acum mesajul cum se potrivește la voi în viața voastră. Regele de bute. Dăm o carte. Ce simte? Pentru numărul 2, regele de bute. Haide! Măi, rege! Măi, împăratule! Probabil că acest personaj e asul de cupe. De simte dragoste. Simte dragoste. Ce frumos! Dar sunt niște probleme. Ia uite! Această dragoste, această poveste de dragoste a fost provocată de o încheiere, moartea, într-o formă sau alta. Moartea înseamnă multă, da? Pierderea cuiva sau o relație a fost încheiată. Și asta a adus tăcere și tăcerea a devenit intoxicantă. Din acest motiv am văzut elemente care sugerează vindecarea. Eremitul ar trebui să analizeze corect, dar uite ce influență are. Am zis că există niște influențe negative. Un fost influențează, manipulează interesantul, un fost, o fostă sau poate cariera. Cariera provoacă să se manifeste o anumită viață toxică într-o formă sau alta. Asta înseamnă foarte multe, variază de la un om ce înseamnă toxic, viață sau carieră toxică. Nouă de monede. Ce simte? Dacă sunt și independenți, sunt obsedați de independența lor. Deși am văzut că totuși... Nouă de monede este mai relaxat. Chiar dacă are aceste conflicte, energia feminină, chiar dacă are aceste conflicte și frici, care, interesant, se oglindesc și în energia masculină, da? Aveți grijă, nu vedeți că și ei au 5 de cupe, 3 de bute invers. Mare grijă ce stare aveți, pentru că le transmite sufletului pereche. Dacă sunteți plăcări gemene sau suflete pereche foarte profunde, foarte înalte, să spun, le transmite stările. Lipsa voastră de credință. A apărut moartea. Nu știu de ce am senzația că energia feminină nu mai crede în această relație. Și am zis că nici el nu crede. Chiar dacă există pasiune, chiar dacă există dragoste, nu de monede. Se pare că energia feminină încearcă într-o altă direcție. Da, are de ales. Doi de monede. Am văzut și mai devreme doi de monede la energia generală, povestea dintre voi doi, da? Amândoi aveți de ales, pentru că sunteți frumoși, puternici. Uite, doi de cupe. Poate încercați, energia feminină, posibil să își încerce noroc într-o altă direcție. Da. Și să blocheze. Și să blocheze regele de spade. Să blocheze un personaj care nu exprimă emoție. Regele de spade. Foarte logic, rațional. Posibil interesant să fi încercat această nouă de monedă, să fie cu un personaj rațional, că am văzut regele de spade și aici apare 5 de spade, dar acesta a creat confuzie, soi de suferință emoțională și încearcă să blocheze. Vedeți cum se potrivește acest personaj? Și să poate, dacă voi vă recunoașteți ca fiind aici pentru că interferați, chiar dacă aveți grijă și unul și altul, aveți grijă, vă face stres, să încercați să mai vă conectați la această energie foarte frumoasă. În momentul în care sperați, nebunul speră, are încredere, da? Vrea să manifeste ceva nou. În momentul în care, pentru că e 4 de bâte, da? În momentul în care sperați, începe și acest personaj să spere.
Poate vă doriți să le dați încă o șansă? Puteți să-mi confirmați. Dacă vreți să le dați o șansă, dacă ați încercat cu un suflet pereche care a fost, ia uitați-vă, prea sobru, prea inexpresiv din punct de vedere emoțional, acest personaj este foarte expresiv. Chiar dacă are dorința de a domina, de a controla, e foarte regele de bâte și asul de cupe. Vai! Vai de mine! Cum să nu fiu? Deja au început să sară cărțile, doi de bâte. Se fac niște alegeri. Se fac niște alegeri. Asta e clar. Ce simte pentru voi? Șapte de monede. Eu am citit aici vertical asta ca fiind energia feminină. Vedeți și voi cum adaptați această informație. Oricum, asul de cupe, doi de cupe, clar că sugerează vindecare, împăcare, colaborare, un început care să vă ajute să uitați de toate fricile și conflictele și suferințele prin care ați trecut. Șapte de monede. E interesant că aveți judecata, da? Deci ar putea renaște. Interesant, cinci de bâte și... A, drăguț, asta e fain. Cinci de bâte, exact conflictele, concurența, cei care băgăcioși, da? Cinci de bâte, cinci de spade, da? Despre care am vorbit mai devreme. Dar au venit invers. Și nouă de bâte, iar blocajele au venit invers. Poate că se eliberează niște blocaje. În acest motiv trebuie să mai așteptați un pic. Nu știu, eliberări, cum ar fi și de restricții și de alte chestii. Când anumite țări poate că mai sunt restricții. La noi în țară, eu știu, cât ori mai fi. Da? Deci, trebuie să mai așteptați un pic. Eu zic că ce a fost greu a trecut. Șapte de monede, da? Să așteptați un pic să se mai ridice niște blocaje și să se mai da la o parte o serie de oameni care stau în calea relației. Da, se dorește reciprocitate, se dorește o construcție, să se manifeste o relație stabilă cu cavalerul. Da, vine greu cavalerul de monede, pentru că are multe de întâmpinat. Are multe de întâmpinat. Și când vorbesc de cavaleri de monede, ar putea să fie o parte din felul în care acționează acest personaj, care e foarte fain. E cuceritor, regele de bâte. Foarte sexy, foarte atrăgător și emoțional. Am zis, e expresiv, e creativ, e plin de vervă. Dar au fost niște probleme. Ce simte pentru voi? Sunt interesant, 9 de monede invers, de monede de bâte, exact pe care le-am văzut mai devreme, da? 9 de bâte invers, eliberarea de blocaj, interesant că este și un brad, tot un brad este și aici. Poate o parte din blocaj au venit din partea familiei cuiva sau a carierei. Și apare și invocație, invocare. Probabil că se roagă. Eu zic că și voi, dacă vreți, totuși, rugați-vă și voi să se deblocheze lucrurile. Adică participați, nu așteptați doar ca celălalt să, măcar energetic, să vă implicați în a-i atrage și a dărâma parte din greutățile, blocajele care au fost între voi. Iar văd atâta apă. Poate că e un ocean între voi, poate distanță mare. Poate că planetele încă nu s-au așezat, mai trebuie așezate. Ce simte pentru voi? Ia uite, șapte de monede, dar e invers. Da, nu mai are răbdare. Chiar dacă apare că ar mai trebui să aveți un pic de răbdare. Ne mai dăm o carte de curiozitate.
conștientizează că trebuie să mai aibă răbdare, dar pe de altă parte nu mai are răbdare, înțelegeți? Te saturi de atâta răbdare. Trei de cupe, iau, te vrea să se întâlnească cu sufletul pereche. Trei de cupe invers, care merge spre doi de cupe, da? A fost un triunghi amoros, a venit și șapte de spade, dar a venit invers. Și la triunghi amoros nu mă refer musai la o altă persoană, cât ar fi putut să fie un contract, familia sau alte chestiuni care țin de carieră. Da? Asta e. Sau poate unul dintre voi ați avut de-a face cu un bruiaj. Vi s-a părut că aveți un suflet pereche, cineva v-a... În fine, v-ați pierdut și... Vedeți cum rezonați cu aceste cărți. Interesant este că a apărut regele de spade. La un moment dat la capătul setului de cărți și doi de cupe. Am văzut regele de spade și mai devreme, da? La blocajul, dați în urmă, la 9 de monede, a blocat un rege de spade. Nu știu, cred că cineva a sperat că din cauza problemelor care sunt între voi, unul dintre voi, care o fi... Vedeți voi, a sperat că își poate găsi echilibru, fericirea lângă altcineva și n-a mers treaba. Nu, adică n-a mers. Nu, e inexpresivitate emoțională. Inexpresivit. Poate dragoste să fie. Dar atât timp cât cineva nu se exprimă sentimentele, cum poți? Eu nu știu, eu nu pot, nu-mi dau seama. Eu personal nu pot să stau lângă oameni care nu exprimă ce simt. Nu știu cum sunteți voi. Da. Stai. Nu văd că apare și putere acum când lacrimi, putere. E o luptă în această poveste, dar dacă aveți răbdare, chiar dacă v-ați pierdut răbdarea, mai aveți o licuță de răbdărică, pentru că trebuie să se elibereze aceste conflicte, concurență, blocaje. De-aia trei de bute care înseamnă încredere, speranță, a venit invers. Și am văzut mai devreme și doi de bute. Iar vă reîntoarceți la un punct în care trebuie să... Și unul și altul. Să alegeți. Vă împăcați? Da? Iau, doi de spade. Vă împăcați? Sau stați în relații în care v-ați mințit? Și să știți că uneori apar aceste relații fără să vrem, ca teste. Ale, eu știu, teste în viață. Sau ca să-i ghidăm pe ceilalți. Întâlnim oameni care, apropo de ce am zis, nu știu să-i exprim emoțional. Le arăți ce ai de arătat și astea îți vezi drumul tău. Cam atât deocamdată, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Să vedem numărul 3, care a ales această spirală. Ia să vedem în ce direcție merge. Să aveți un set de cărți special. Acesta, da? Hai să vedem situația generală dintre cei doi. Numărul 3, ce simte pentru voi în această perioadă? Și, ascultând situația generală, vedeți dacă vi se potrivește. Dacă nu vi se potrivește, mai încercați alt număr sau alte etalarie în playlist, similară cu asta, din altă perioadă, pentru că astea, în general, sunt atemporale. Dar, ia, ce ciudat! Și-am pus cartea normal. Trei de bute a venit invers și la numărul anterior, dar acum așa am vrut să vin, eu știu că am pus cartea bine, și 8 de spade. Iar este un blocaj. Cineva nu crede ori în el, ori în ea, ori nu știe să manifeste prea rațional. Regina de spade și magicianul. Multe spade. Prea multe spade. Stă agățat în gânduri, aș spune. Și pentru că e trei de bute invers, nu-și face planuri, nu are viziune. E într-un blocaj mental, în programe mentale, aș spune, în programe mentale, situația dintre voi doi.
programe mentale. Dar aici este, cine este aici, fără credință, poate să fie și ateu, atee, da? Și în programe tradiționale, trebuie să se transforme, un cocon acolo, trebuie să se transforme. În momentul în care se va transforma, vei avea parte de înțelepciune și de adevăr, asul de spade. Ia uite, între voi. Probabil că ceva s-a terminat, ia uite, împărăteasa și îndrăgostiții. Cine ar putea să fie această dragoste mare? Sunteți voi sau altcineva pleacă într-o altă direcție? Ce pot să zic? Voi știți. Dăm încă o carte, situația dintre voi. 8 de bute. 8 de bute. Comunicare. Călătorie. Dorința de a merge mai departe. După acest final, cineva vrea să meargă mai departe. Eu știu ce ar putea să însemne. Ar putea să însemne. Dar hai să vedem totuși ce alte cărți. Iată, 2 de bute. Și asul de bute. Cineva vrea să aleagă o nouă direcție. Hai să vedem. Dacă această nouă direcție sunteți voi sau altcineva? Iar, nouă de spade și valetul de cupe. Griji, prea multe griji, 9 și 8 de spade. Prea multe griji, prea mult stres mental, intoxicare negativă a gândurilor. Cu alte cuvinte, o soi de imaturitate emoțională în legătură cu această dragoste sau că cineva pleacă. Sau poate un copil influențează toate aceste gânduri. Prezența unui copil, o sarcină a cuiva. Clarificăm moartea. Da, ar putea să fie un copil sau sarcina cuiva să creeze stresul ăsta, 98 de spade și 3 de bâte invers. Lipsa credinței. Ia uite, tot îmi apărea turnul, o separare. O separare, evenimente neașteptate, situații. Ia regina de spade. Măi, cineva se luptă cu mintea sa. Ori din cauza unui copil, ori din cauza unor programe mentale negative în care a stat. Regele de spade. Am văzut mai devreme regina. Ce mi-e regina, ce mi-e regele, ar putea să fie același personaj. Da. Rațiunea. Rațiunea, prea multă rațiune, a distrus relația. Moartea. Acum, dacă rațiunea asta veche, programul mental negativ, stresul, poate și un copil, poate și, repet, lipsa credinței este groaznică. Da? Ar fi frumos ca cineva să înțeleagă de ce s-a încheiat o situație. Ar fi frumos. Regele de spade și moarte. Hai, 8 de bute. Clarificăm 8 de bute. Am văzut soarele la un moment dat. Cineva vrea fericire. 8 de bute către 6 de monede. Cineva vrea să meargă într-o zonă în care primește. Primește. Probabil că aici, voi știți dacă sunteți voi sau ei. Vorbim despre ei, într-adevăr. O să vedem ce alte cărți apar ca să susțină. E și un trăsnet, da? Trăsnet înseamnă și trezire. Se merge spre lumină, înspre reciprocitate, într-o formă sau alta. Dacă între voi a fost prea mult stres și imaturitate emoțională care a dus la încheierea relației, ar putea, vedem dacă susțin cărțile viitoare, ar putea cel extrem de rațional, de logic, să înțeleagă că, de fapt, mai trebuie să fac ceva, trebuie să mă implic și să ofer. Dacă nu se referă acest mesaj la relația dintre voi, se referă la o plecare într-o altă direcție către... Interesant că în timp ce am amestecat setul de cărți, a apărut 10 de spade. Mai oamenilor, multă suferință aici. La capătul setului de cărți, 5 de bâte, 7 de cupe. Căsătoria, marele preot și îndrăgostiții. Am zis, ia uite, o căsătorie în care... mai, asta e pentru mine căsătorie, nu vă supăra. Sau familie. Sau educație. Educație tradițională, da? În care cineva s-a supărat să stea în aceste programe. Visează. Are opțiuni.
chiar dacă are conflicte cu această... Da, eu așa văd cărțile. Deci conflicte acasă, în familie, în această educație sau job super tradițional și dorința de a merge, de a visa că există dragoste. Înțelegeți voi? Cineva încă vrea să spere că mai există dragoste pe pământul ăsta. Și vrea să lase în urmă, interesant, 8 de cupe, să lase în urmă conflictele, jongleriile mentale, programele, am zis, invidiile, bârfele, atacurile cu 5 de spade, 5 de monede. Băi, de ce ești? Lăsați-mă! Uf! Nu știu ce, în casa cui e, dar e în casa cuiva, în viața cuiva. Poate să fie și care. Interesant că aici, la chiar prima carte, este steaua, vindecare. Mai, hai să vedem. Hai să vedem. Ia unde s-a oprit. Hai să vedem. Ce simte pentru voi? Numărul 3. Dacă această reciprocitate se va manifesta între voi doi sau față de o altă persoană. Pentru că aici foarte multă suferință a fost. Și manipulări mentale, și discuții, și imaturitate emoțională, și copiii folosiți ca scut, ca motiv, ca dorința de a lega. Da? Pe cineva. Da. Ce simte? Magicianul. Hai să vedem. La capătul setului de cărți, 3 de cupe, 3 de bâte, turnul. Este o separare. Ia uite, separarea de ce am zis mai devreme. Cineva vrea să manifeste o separare. Da? Eliberarea, da? Turnul. Ia uite, turnul. De responsabilitățile astea într-o relație. De care o fi aia? Căsătorie sau familie sau job? Dar eu tind când să cred că e căsătorie, în fine. Dar poate să nu fie. Poate să fie celelalte două variante, da? În care sunt discuții. Mai și jonglerii mentale și așa. Magicianul. Magicianul, frumos ar fi să manifeste încredere în viață, întâlnirea cu prietenii, reciprocitate. Vedem dacă susțin, pentru că sunt în surdină, sunt în subtil. Hai să vedem, magicianul, ce mai simte. Numărul 3, ce simte magicianul? Își dorește să manifeste ceva, nu, da? E moartea, da? Probabil personajul are marcaj în gemeni. Marcaj, poate să fie și ascendent și lună. Da? Ce simte pentru voi? Ia să vedem. Interesant că vine magicianul pe tot acest set de cărți foarte negative, le văd eu. Ar putea... Până nu zic, dar... E un nou capitol. Se încheie ceva. Se încheie ceva. Iar, nou capitol, moartea. Vechi capitol și nou capitol. Încheiere și început. Aș spune că cineva se simte manipulat într-un context. Ha, ce simt? Numărul 3. Numărul 3. Numărul 3. Mai, mai, mai. Prea multe cărți. Am văzut regina de cupe. Cineva dorește dragoste, dar... Hai. Dăm cărți, că nu putem să amestecăm așa în continuu. Ce simte? Numărul 3. Extraordinar. Regele de spade pe regele de spade. Mai. Marea preoteasă și puterea. E o luptă cu intuiția, am înțeles, luptă cu intuiția, pe astea două le las, că mai sunt și altele. E o luptă cu intuiția. Acest personaj ori se simte manipulat, ori își dă seama, regele de spade, își dă seama că s-a păcălit, că a trăit niște
programe 8 de eu așa simt, programe, obsesii, obsesiile cuiva, stres, iar manipulări mentale și emoționale, copii folosiți sau lacrimi sau prea multe, eu știu ce. Și acum acest personaj, regele de spade, de două regele de spade, trebuie să înțeleagă niște lucruri, dar se luptă cu intuiția sa. Intuiția îi spune să meargă 8 de heute, 8 de băte, cât mai iute, înspre steaua și împărăteasa. Acest personaj, steaua și împărăteasa, îi poate oferi echilibru, justiție sau 6 de monede, dar reciprocitate, justiție, așa văd. Vindecare, abundență, dragoste. Da? Asta spune intuiția sa. Dar vedeți voi, una spune și ia uite, s-a oprit la 8 de spade? Ia uite, luptă cu acest personajul acesta se luptă și cu atracția față de cineva. Da. Și în primul rând se luptă cu aceste... Încă nu s-a eliberat, vreau mai bine zis așa. Încă nu s-a eliberat de niște programe. Este atras la modul obsedant de o nouă direcție, de o nouă idee, eventual de ceva nou, plin de pasiune. Este atras. Hai să vedem ce mai simte în continuare. Pentru că încă e așa, nu știu exact, voi trebuie să confirmați dacă acest personaj lasă situația asta negativă, s-a întâmplat între voi și o lasă în spate pentru altceva mai bun, sau situația asta e separat de voi, o lasă în spate și vine spre voi, pentru că aici își găsesc echilibru și de compasiune, și dar e o luptă cu intuiția. E extraordinar, moarte. Maia. Fantastic. Aș vrea să-mi confirmați. Hai să și clarific magicianul. Clarifică magicianul. Nu-mi place când vin cu asemenea mesaje, dar... Ia uite, 7 de spade, minciuni. 7, 8, 9, măi, 3 de băte invers. Iar 3 de cupe. 3 de cupe și 3 de spade. Și justiția. Poate că cineva a călcat pe lângă sau ar vrea să calce, nu știu dacă a călcat sau urmează sau își dorește să calce pe lângă contractul ăla care se numește căsătorie. Pentru că e o suferință aici. E o suferință. Mai nu vă supărați. În punctul meu de vedere, eu știu că atunci când cineva se duce undeva, înseamnă că nu se simte bine acolo unde e. Cavalerul de spade. A apărut așa fără să întreb nimica. Iar cavalerul de spade e cel mai iute. Are o acțiune destul de impulsivă. Îl punem deoparte, voi știți ce faceți cu acest mesaj. Ia, clarificăm-i regele de spade. Clarificăm regele de spade. Moartea înseamnă și transformare, nu înseamnă doar final. Înseamnă final undeva și început în altă parte. Ca și lumea. Sfârșit de capitol și nou capitol. Sunt cărți foarte... cum să exprim? Exprimă doi într-un, ceva de genul ăsta. Sunt cărți doi într-un. Exprimă două mesaje, cel puțin. Și ea a venit aici. Iar au venit multe cărți. Măi. Ia uite, 6. Măi. Deci regele de spade a ajuns la această concluzie că vrea să meargă spre destinul său. Dacă o perioadă a fost un triunghi amoros, dacă o perioadă a trebuit să-și împartă timpul 6 de monede, da? În această minciună, acum înțelege, că magicianul înțelege și cu regele de spade de două ori, iar înțelege, mă, că nu-i prost. Chiar dacă s-a păcălit, chiar dacă a fost manipulator, pentru că așa a fost învățat, sau că așa a trăit, sau ceva, ceva, ceva e în neregulă aici.
puteți să explicați voi cum vreți, pentru că nu pot să spun într-o etalare colectivă chiar tot, să vă dau toate variantele, dar sunt. Nu e regulă aici, clar, nu e regulă. Cine e de vină nu mă interesează. Deci acest rege de spade și iar apar cărți, da? A zis că se luptă cu intuiția sa. Intuiția îi spune, marea preoteasă îi spune, aici e luptă. Marea preoteasă îi spune, decât să stai să te lupți aici cu mintea și cu minciunile și ale altora și ale tale pe care tu ți le alimentezi în această atmosferă, mai bine, da, trei de monede, îți faci timp și de ăla și de ăla și de ăla și de ăla, da? Mai bine, ia hățurile în mână, preia comanda și du-te spre destinul tău. Transformă-te, transformă-ți viața. Stea e destine, vindecare. Este un personaj care... Oh, regele de cupe, dragoste, măi, nouă de monede, personaj independent, regele și regina de cupe, m-a terminat. Cine o fi? Da, aici este intuiția, aici este dorința. Eu nu știu cine sunteți voi. Unde sunteți? Dacă sunteți aici sau acolo? Acest personaj, probabil cu marcaj în gemeni în balanță, iar văd marcaj și semne de apă. Și semne de pământ văd. În fine, marcaj zic, nu vreau să zic zodii. Însă, nu vreau, pentru că nu am motive să zic, mozai. Regele și regina de cupe? Un independent, nouă de monede. Celălalt nu e. Interesant? Ia uitați, regina de cupe și justiția, da, unul e în contract, celălalt independent. Și ăla care e în contract, iată ce trăiește. Stai. Și Steaua poate să fie un personaj care inspiră. Și care poate să fie un consilier. Nu singur să ai personajul predestinat, dar poate să fie un consilier. Da? Un personaj care arată lumina, arată calea. Iar apare, nu știu de ce a apărut, că amestecam fără să întreb, șapte de bâte. Iar trebuie puse niște granițe personale. Clarificăm moartea. Clarificăm moartea. Foarte complicat numărul 3. Moartea și regina de cupe. Și mi-a apărut prima oară normal, apoi invers. Deci, regina de cupe invers este un personaj care manipulează, cred că îl văd aici, imatur emoțional, cu 9 de spade, cu 8 de spade, cu 3 de bâte invers, care nu poți să construiești, nu poți să ai viziune, nu poți așa. Cine o fi, nu, bărbat, femeie, nu contează, e energie feminină, e energie, nu vorbesc musai că este femeie. Poate să fie și femeie într-o căsătorie, da? Da? Și v-am zis, a venit și așa, a venit și așa. Aici este transformarea. Și aici este schimbarea pe care o... Schimbarea prin... chiar personală, dacă acest personaj are tendințe manipulatoare, mentale și emoționale, acest personaj trebuie să se schimbe ca să poată să atragă dragoste, ca să poată să meargă spre destinul său. Eventual vrea să-și transforme viața comunicând cu cineva, făcând o călătorie revelatoare, nu știu, transformatoare, cum vreți voi, în care să oferă reciprocitate și dragoste. Sau să exprim. Ea extraordinar, ia uite, iar apare regele de cupe și regina de cupe. Mai! Ce e aici? Numărul 3 întotdeauna e mai ciudat la mine. Vedeți și voi cum decriptați, cum așezați mesajele acestea în viața voastră personală, dar e ceva aici ce simte pentru voi. Ce simte pentru voi, numărul 3. Nu știu pentru cine am citit. Ia uite, marea preoteasă, roata norocului. Am zis că e o schimbare. Intuiția, ascultați-vă intuiția când trebuie să vă schimbați energia, ascultați, ia uite, ce asta, regina de monede. Este, încă nu am pus, scrie Joker, dar e regina de monede, știu eu, pentru că n-am scos-o eu la imprimantă.
Și regina și marea preoteasă a curs aici, da, marea preoteasă și lupta și da? Știți că e aici marea preoteasă și puterea. Aici este puterea intuiției, ar spune. Intuiția vă îndeamnă să mergeți într-o zonă, înspre un personaj care oferă stabilitate, valoare, reciprocitate, care își cunoaște valoarea, pentru că un om care își cunoaște valoarea nu manipulează. Zece de monede. Cu care poți să faci, să ai parte de abundență, să ai o familie stabilă. Știi? Și 10 de cupe. Și fericită, nu doar stabilă. Că doar am văzut regele și regina, ia uitați. Ia uitați, dar de două ori au venit. Da? Regele și regina de cupe. Aici este secretul în viață. Aici este transformarea, nu? Dragostea, de fapt, dragostea dintr-o de oameni transformă, aduce, repet, și abundență financiară, dar și prea plin emoțional. Aici este schimbarea de perspectivă. Magicianul trebuie să învețe să manifeste, nu să manipuleze sau nu să se lase manipulat, eu știu. Și probabil că acest aspect al uneia dintre voi, vedeți care este, a fost ținut oarecum în secret, pentru că există, ar putea să fie și o jenă de a exprima aceste lucruri. Nu e frumos să povestești cuiva, știi? Nu-i, adică e greu să fii sincer și să spui cuiva ce viață de puncte, da? Ai trăit sau trăiești. E ceva acolo în neregulă. Vă rog frumos să-mi explicați voi. Dacă vreți, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau!